Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit! Pentru că suntem la cumpăna dintre ani, ne-am propus să facem o retrospectivă a principalelor evenimente care, într-un fel sau altul, ne-au marcat existența. Fără guvern, fără buget, fără finanțare externă, cu indicatori economici în descreștere, cu o treime mai puține remitențe și cu o stare generală de nemulțumire a populației. Așa a început Republica Moldova anul 2016. Dar, fără echivoc, evenimentul de top al anului a fost scrutinul prezidențial prin vot de direct, primul după anul 2000. Totuși, până ajunge aici, au avut loc mult mai multe acțiuni care au zguduit societatea. Să ne amintim, deci, filmul evenimentelor. Președintele Timoftil a desemnat pe Ion Sturza în calitate de premier, dar în ziua când acesta urma să prezinte cabinetul de miniștri, marea majoritate a deputaților au boicotat ședința Parlamentului. Tot aici trebuie să amintim că în ultimele zile ale anului 2015, Curtea Constituțională a decis că președintele este obligat să desemneze candidatul unei majorități parlamentare formalizate. Și această majoritate a fost constituită din reprezentanții PD, PL, grupul celor 14 foști membri ai fracțiunii PCRM, plus alți 8 deputați PLDM, care au ales să li se alăture. Majoritatea hibridă nou creată îl propune la funcția de premier pe vicepreședintele Partidului Democrat Vlad Plahotniuc, candidatură respinsă de Nicolae Timofti, pe motiv că nu întrunește criteriile de integritate. Pe 14 ianuarie, președintele îl desemnează pentru fotoliul de premier pe secretarul general al aparatului președintelui Ion Păduraru, care renunță chiar a doua zi, fiindcă majoritatea parlamentară s-a răzgândit între timp și a înlocuit candidatura lui Plahotniuc cu cea a lui Pavel Filip. În asemenea condiții, șeful statului a semnat decretul, încredințându-i lui Filip mandatul de a forma guvernul. Despre evenimentele care au urmat, discutăm în continuare cu jurnalistul și analistul politic Igor Volnițchi. Vă aduceți aminte că în ziua investirii în funcția acestui guvern au avut loc ample proteste ale opoziției, care la un moment dat chiar au degenerat în violențe. Oamenii au intrat cu forța în Parlament, au avut loc și unele altercații, au avut de suferit unii membri ai guvernului și unii deputați. Cam acesta a fost tabloul general al lunii ianuarie. Luna februarie a menținut opoziția pe barecade, opoziția insistând în continuare că investirea guvernului Filip a avut loc cu grave încălcări, că acesta este un guvern nelegitim și asta că... Asta a și generat protestele masive. Sigur că da, asta a fost motivul și se cerea insistent anularea investirii acestui guvern și dizolvarea Parlamentului. Însă, în paralel cu aceste ample proteste care au continuat și în cea de-a treia lună de iarnă, în cea de-a doua lună anului, februarie, am avut și o inițiativă, un alt fel de imbold la mobilizarea maselor, dacă îi putem spune așa. Partidul Platforma Demnitate și Adevăr a demarat inițiativa de organizarea unui referendum popular privind modificarea Constituției și se urmărea în special trei compartimente de bază ale Constituției. Primul, revenirea la alegerea directă a președintelui țării de către cetățeni, cel de-al doilea, reducerea numărului de deputați de la 101 până la 71, iar al treilea viza lipsirea completă a deputaților de imunitate. A început un amplu proces de colectare a semnăturilor care a trecut ușor din februarie în martie. Și aici ajungem la luna politică martie, care a fost marcată în special de către două evenimente. Primul eveniment a fost, după cum spuneam, finalizarea campaniei de colectare a semnăturilor. Dacă este să vorbim tehnic, au semnat peste 400.000 de oameni, dar de fapt am cumulat peste 1.600.000 de semnături. Nu știu dacă a mai fost vreodată în istoria Republicii Moldova o asemenea mobilizare și dacă s-a reușit un număr la fel de mare de semnături să fie colectat, însă cel puțin pe una dintre componentele preconizate reforme constituționale s-a intervenit și aici am în vedere cel de-al doilea mare eveniment
care a marcat luna martie, decizia Curții Constituționale din data de 4 martie 2016. Se declară neconstituționale textele. Citez. 1. Președintele Republicii Moldova este ales de Parlament prin vot secret. Ceea ce a însemnat că s-a revenit la vechea formulă de alegere a președintelui țării direct de către cetățeni. Faptul că președintele Republicii Moldova, următorul președinte, va fi ales direct de popor, sigur că eu personal consider că este un factor pozitiv. Adresez cetățenilor Republicii Moldova și să le spun că visul lor s-a realizat. Aceasta a pus de fapt startul unui amplu proces care avea să marcheze restul anului 2016 și care avea să treacă sub semnul alegerilor prezidențiale. Organizatorii referendumului, preconizatului referendum de modificare a Constituției, nu s-au oprit aici, după cum bine vă amintiți. Ei au insistat pe celelalte două componente, ca referendumul să aibă loc în partea care ținea de reducerea numărului de deputați și în partea care ținea de lipsirea deputaților de imunitate. Au urmat un ping-pong între, dacă putem spune așa, diverse instituții ale sistemului judiciar. Din start, Comisia Electorală Centrală a decis că nu sunt întrunite condițiile legale pentru demararea procedurii referendumului. Decizia de ieri a CEC, sprijinită de inacțiunea autorităților, este o dovadă în plus a caracterului antidemocratic al acestei guvernări și o sfidare gravă a voinței cetățenilor. În situația în care actualul legislativ și toate instituțiile publice controlate de acesta nu ne mai reprezintă, guvernarea ne fură și singurul instrument de democrație directă, referendumul. Mă întreb ce ar fi să le spunem și noi că de acum încolo Parlamentul nu poate adopta decizii cu mai puțin de 150 de voturi, așa am ajunge repede și la alegeri anticipate. Toate aceste proteste au continuat și în luna aprilie. Vă amintiți că protestele împotriva guvernării au culminat cu acea amplă revoltă, cu acea amplă acțiune de protest din data de 24 aprilie. Chemăm întreaga țară la un protest de mare amploare, duminică, 24 aprilie 2016, orele 12:00, în Piața Marii Adunări Naționale. Datoria ne cere să ne apărăm țara, Constituția și demnitatea. Proteste care au cuprins Chișinăul, centrul capitalei, mai bine zis, și în cadrul cărora s-au înregistrat și unele altercații ale protestatarilor cu forțele de ordine. De dat jos pe toți bandiții. Eu dacă aș putea, aș putea intra acolo din puși puteți, acolo hoții și bandiți. Comunal ne vine 1500 lei. Pot străiești. Medicamente eu primesc de 700 lei pe lună. Cum străiești? N-am idee de ce asta. Au urmat aresteri, procese de judecată în cazul unor persoane reținute și acuzate de violență. Au urmat noi proteste și noi revolte ale organizatorilor protestelor care au acuzat guvernarea că a reținut persoanele respective ghidându-se de interese politice. În rezultatul acțiunilor violente de către poliție a fost intentat un dosar penal dezordini în masă, care prevede o pedeapsă de la 4 la 8 ani. Toate persoanele în acțiunile cărora vor fi stabilite intenții sau vor fi probate acțiuni violente vor fi atrase la răspundere conform legislației în vigoare. Valul de proteste a scăzut, a fost redus practic la zero și observăm o schimbare de accente pe agenda principalilor actori politici din Republica Moldova. Totodată în luna mai am avut încă un eveniment destul de important, mă refer la constituirea, Congresul de Constituire al Partidului Acțiune și Solidaritate, condus de Maia Sandu. Tot în aceeași lună, mai, a urmat decizia Ministerului Justiției, care a înregistrat partidul respectiv. Și acest partid, în câteva luni, avea să devină una din principalele forțe politice ale țării. Vara, dacă putem spune astfel, vara politică a fost relativ calmă. Guvernarea a avut o preocupare majoră și ea a constat anume în îndeplinirea acelui minim set de condiții pentru
a putea spera la un nou memorandum cu Fondul Monetar Internațional, subiecte focusat pe efortul guvernării pe care îl vedem în vara anului, este acea reformă a guvernului, acea reorganizare a guvernului anunțată de premierul Filip încă cu ocazia raportului său de 100 de zile de la finele lunii aprilie. Am analizat cele mai bune formule în așa fel încât să ajungem la o optimizare reală a guvernului. Va fi un proces de durată realizat pe etape pentru că vorbim de transformări instituționale complexe, dar sper că până în toamnă să îl finalizăm. Finalul lunii august a fost marcat nu doar ca de obicei de ample manifestații dedicate independenței, zilei limbei, cu atât mai mult că în acest an ziua independenței a fost una specifică, am făcut 25 de ani de independență ca și stat. Introducem piața mare a adunării naționale, drapelul de stat al Republicii Moldova, drapelul domnesc și drapelul de luptă al lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Sub aceste drapele, marele voivod a luptat și a biruit în zeci de bătălii. Dar iată că pe fondul acestor evenimente, ultimele zile ale lunii august au fost marcate de o activizare fără precedent a partidelor. Majoritatea partidelor mari, considerate cu pondere importante din Republica Moldova, și-au desemnat candidații la președinția țării. S-au vântat în cursa pentru președinția țării inițial 16 candidați, doar 12 dintre ei au ajuns să prezinte semnături la CEC și să fie înregistrați în cursa electorală. Dumitru Ciubașenco, Partidul Nostru, Andrei Năstase, Partidul Platforma Demnitate și Adevăr, Mihai Ghimpu, Partidul Liberal, Maia Sandu, Partidul Acțiune și Solidaritate, Iurie Leancă, Partidul Popular European din Moldova, Igor Dodon, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, Marian Lupu, Partidul Democrat din Moldova, Mihai Corj, candidat independent, Artur Croitor, candidat independent. Domnul Lupu și-a retras candidatura pe ultima 100 de metri a campaniei electorale. Este o retragere tactică bazată pe responsabilitate politică, bazată pe analize sociologice și pe expertize profesionale. Viitorul președinte trebuie să fie un factor de echilibru în politica internă. Trebuie să fie un bun promotor al intereselor Moldovei peste hotare. Contează mai puțin care este numele lui, din ce partid vine. Odată instalat în funcție, el trebuie să se dedice cetățenilor și interesului național al Republicii Moldova. Spunând că o face în favoarea, în beneficiul candidatului comun al forțelor pro-europene, deși și candidatul respectiv, doamna Sandu, a supus criticilor pasul făcut de domnul Lupu. Am refuzat sprijinul unei anumite persoane care se numește Vlad Plahotniuc. De sprijinul lui eu nu am nevoie. Luna octombrie, din câte vă amintiți, a mai fost marcată profund, zic eu, de un eveniment. În octombrie, Republica Moldova a aflat că va avea un nou acord de cooperare cu Fondul Monetar Internațional, lucru foarte important în condițiile în care țara, după declarațiile mai multor experți, se afla pe pragul prăpastiei, se afla în pragul unui colaps social și economic. Dragi cetățeni, noi am demonstrat că se poate și altfel de muncit și că, în general, se poate de a avea rezultate prin muncă într-o perioadă foarte scurtă. Și iată că această mână de ajutor pe care a întins-o femeiul a însemnat nu doar intrări de bani în conturile Republicii Moldova, ci a însemnat și un semnal puternic pentru alți donatori, pentru alți finanțatori externi ai țării care au dezlegat punga și astfel Republica Moldova a evitat colapsul despre care vorbeam mai sus. Pe 30 octombrie Republica Moldova a avut în premieră alegeri prezidențiale directe. Precedentul scrutin de acest fel avusese loc tocmai în decembrie 1996 și în, atunci, din cei 9 candidați care rămăseseră în cursa electorală, în turul 2 au trecut 2. Domnul Dodon, care a înregistrat un rezultat surprinzător de bun, practic a fost la un pas să câștige bătălia electorală din primul tur. Luna noiembrie, necătând la această diferență înregistrată în primul tur, a fost marcată de o bătălie foarte grea
celor doi candidați la președinția țării, doamna Sandu și domnul Dodon. Persoana care merge la biserică, domnule Dodon, și își face poze acolo, și apropo, asta este ipocrizie, pentru că dacă mergi la biserică și ai credința adevărată, nu te duci să-ți faci poze ca să le pui pe Facebook. Eu am venit cu o propunere câteva zile în urmă să semnăm un angajament politic al candidaților. Lăsați telefonul, doamna Sandu. Nu mă interesează ce spuneți dumneavoastră. Am văzut o mobilizare fără precedent a diasporei. Am avut o participare fără precedent de mare la vot a transnistrenilor. Am avut multe alte lucruri importante care s-au manifestat practic în premieră în cadrul acestui scrutin. Și astfel, în data de 13 noiembrie, în urma rezultatelor celui de-al doilea tur, domnul Dodon a fost ales președinte al Republicii Moldova. Eu înțeleg foarte bine responsabilitatea ce îmi revine începând cu ziua de astăzi. Eu înțeleg că nu va fi simplu. Dar eu vă promit, stimați concetățeni, că eu voi fi președintele tuturor. Pentru că procedura de validare și de investire a urmat în luna decembrie. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Noi totuși nu putem trece cu vederea că am avut unele manifestări ce ridică mari semne de întrebare la capitolul corectitudine, democrație, transparență și așa mai departe. Este evident, cel puțin pentru mine, că votul cetățenilor din Transnistria a fost unul manipulat și din ceea ce am văzut noi, unele instituții media care au reflectat respectivul proces, votarea, participarea transnistrenilor la vot, unul dintre ei nici nu știau ce fel de alegeri sunt în Republica Moldova. Lor doar li se spusese, au fost aduși organizați și li se spusese cum să voteze. Nu putem trece cu vederea o asemenea situație, după cum nu putem trece cu vederea nici faptul că foarte mulți cetățeni din diaspora așa și nu au putut să-și exercite dreptul de vot. Porcările care se fac la secția de votare din Bolonia. Urmăriți imaginile, vă rog. Vrem să votăm! Data de 20 noiembrie, noi am avut primul tur al alegerilor în adunarea populară de la Comrat. La scurt timp a avut loc și turul 2, la începutul lunii decembrie. Noi am avut nu doar turul 2 al alegerilor din Găgăuzia, ci și așa zisele alegeri prezidențiale din Transnistria, unde domnul Krasnoselski a reușit să iasă învingător din primul tur. При осуществлении полномочий президента Приднестровской Молдавской Республики уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. La Tiraspol a venit un nou lider care, vrem noi sau nu vrem, dacă tot suntem axați pe procesul de negociere în vederea soluționării problemei transnistrene, trebuie să recunoaștem că va juca un rol anume și, prin urmare, ar trebui să ne intereseze și viziunile acestui nou lider și poziția pe care o va ocupa în anumite întrebări cheie. Ultimul aspect care a marcat, într-un fel, anul politic în Republica Moldova, mă refer la alegerile parlamentare din România. Foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova, având și cetățenie română, au urmărit îndeaproape procesul de dincolo de Prut. Tăria noastră de cetățean trebuie de îndeplinit. Suntem cetățeni români și asta spune ceva. Noi suntem români și am venit pentru România mare. Împreună cu România, cred că cu mult mai ușor ne-ar fi să atingem scopuri mai mari. Cu titlul de concluzie, aș vrea să zic că am avut un an politic extrem de greu, un an politic în care surprizele au fost ca la ele acasă, un an politic care a suscitat, a necesitat o implicare și o atenție maximă din partea societății civile. O asemenea implicare noi nu am mai avut de mult. Nu cred că oamenii în Republica Moldova au mai fost implicați într-un termen atât de scurt, în atât de multe scrutine și cu o miză atât de mare.
Încă două momente din viața politică ce merită amintite sunt schimbarea președinților a două mari partide, PSRM și Partidul Democrat. Dacă în primul caz Zinaida Greceanu a fost aleasă la șefia Partidului Socialiștilor pe motiv că Igor Dodon a devenit șef de stat, în cazul Democraților șefia partidului a fost preluată în mod oficial de cel care de facto era la cârma formațiunii, Vlad Plahotniuc. Așadar, din punct de vedere politic, punctul culminant al acestui an a fost investirea președintelui ales al Republicii Moldova. Procedura a fost boicotată de majoritatea deputaților, fiind prezenți doar parlamentarii democrați și, evident, cei socialiști. De la ceremonie de investitură a lipsit președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, astfel că hotărârea privind confirmarea alegerilor și validarea mandatului de președinte a fost citită de vicepreședintele Înaltei Curți, Victor Popa, după care președintele Dodon a depus jurământul. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. În primul său discurs în calitate de șef de stat, Igor Dodon a menționat că va avea grijă ca cetățenii țării să-și recapete speranța în ziua de mâine. Știu că votul dumneavoastră a însemnat mai întâi de toate speranța și încrederea că împreună putem schimba viața spre bine. Vă asigur, dragi compatrioți, că vor rămâne fidel angajamentelor asumate de mine în fața dumneavoastră. Voi strădui zi și noapte pentru a readuce poporului Moldovei încrederea în ziua de mâine. Igor Dodon a fost ales în funcția de președinte al țării în cadrul unui scrutin direct care s-a desfășurat în două tururi. Dodon a devansat-o pe Maia Sandu în cel de-al doilea tur de scrutin și a obținut 52,11% din sufragii. Mandatul lui Igor Dodon la funcția de președinte al Moldovei se va încheia la 23 decembrie 2020. În plan economic, anul 2016 nu a excelat în performanțe. Moldova, practic, a balansat pe marginea prăpastiei într-o zonă de risc financiară, economică și socială. Totuși, catastrofa cu urmări imprevizibile a putut fi evitată, grație semnării unui nou acord cu Fondul Monetar Internațional. Expertul economic Roman Chirca ne-a relatat mai multe despre evenimentele economice din țara noastră pe parcursul anului curent. Bine, eu cred că cel mai important eveniment a fost restabilirea relațiilor cu Fondul Monetar Internațional, semnarea memorandumului, care nu am avut o astfel de memorandum din 2010, iar Republica Moldova, neavând program în anii 2014-2015, am văzut ce consecințe am avut. Cel mai dificil în stabilirea relațiilor cu partenerii străini a fost instabilitatea politică și criza politică din Republica Moldova. Am avut o succesiune de 4 prim-ministri în anii 2015 și 2016. De aceea, începutul anului și relațiile cu partenerii pe ansamblu de dezvoltare a fost una foarte distantă. Partenerii erau reticenți, nu erau siguri de un parcurs clar, previzibil al Republicii Moldova. De aceea, prima jumătate a anului 2016 au fost tentative de a stabili astfel de relații. Au fost anunțate mai multe programe înghețate,
provocările mileniului, alte programe, băncii mondiale, suportul bugetar direct al băncii mondiale, creditul oferit de România, în prima jumătate a anului au fost înghețate. Practic, toți partenerii de dezvoltare au pus femeii în față, cunoscută ca o instituție capabilă să impună condiționalități drastice, dar și capacități de negociere și de presiune asupra guvernelor. Și decizia partenerilor a fost una simplă: dacă găsiți limbă comună cu femeii și semnați un acord de colaborare, atunci noi venim cu suportul nostru. Dacă nu, rămânem în zona de prospecțiune distantă. Și, într-adevăr, în mai-iunie, memorandumul părea unul foarte greu de realizat. Fondul Monetar a impus anumite precondiții. După cum spuneam, accentul de bază s-a pus pe reforma și adoptarea unui pachet de legi pentru sistemul financiar bancar. Și în august deja a fost clar că Republica Moldova a implementat o mare parte din aceste pachete, a aprobat un Consiliu de Supraveghere a Băncii Naționale, a lansat anumite inițiative pe piața bancară, lucru care a fost apreciat de către femei și lucrurile s-au schimbat imediat. S-a semnat acordul la nivel de personal cu Fondul Monetar Internațional, după care am avut imediat deblocarea creditării din partea României. După decizia bordului și semnarea acordului cu femei, avem deblocarea la ora actuală a tuturor, practic, partenerilor de dezvoltare. Banca Mondială, cu un suport bugetar de circa 45 de milioane de dolari, Uniunea Europeană, cu circa, iarăși, 45 de milioane de euro, și multe, multe alte programe care se relansează, se redeschid odată ce s-a stabilit această relație cu Fondul Monetar. Pe ansamblu, anul 2016 a avut o revenire pe partea de exporturi. Principala piață de desfacere a Republicii Moldova este Uniunea Europeană, cu 63,4% din totalul exporturilor. Asta s-a produs și datorită deteriorării relațiilor comerciale cu Federația Rusă, datorită embargourilor impuse. Federația Rusă este un partener cu circa 9%, un partener comparabil cu Italia sau Germania. Deci Federația Rusă nu mai este unul din principalii noștri parteneri comerciali. Federația Rusă de regulă solicită cedări politice. Nu este o relație comercială pură. Dominanta politică este primordială și atunci când se deschid anumite piețe, iar Federația Rusă a acționat constant în eliminarea Republicii Moldova de pe piața Federației Rusă, chiar în detrimentul propriilor consumatori, care aveau acces la mai multe produse agricole ieftine, dar și de calitate, a făcut aceste obstrucționări în scopul de a diminua sau de a impune anumite presiuni politice asupra Guvernului Republicii Moldova. Mai mult ca atât, noi ceea ce exportăm în Federația Rusă, de regulă erau cantități mari, la prețuri foarte mici și cu o valoare adăugată mică, de multe ori și de o calitate moderată, modestă, să spunem așa. Orientarea spre piața Uniunii Europene ar însemna, de fapt, o remodernizare, retehnologizare a agriculturii, un export cu un potențial, cu o valoare adăugată sporită, încasări suplimentare semnificative, dar și relații de parteneriat constante, corecte în schimburile comerciale. Premisele sunt pentru a fi un an mai prosper, pentru că am avut un an de sacrificiu 2016, în care s-au pus bazele de creștere pentru 2017, dar în mare parte va fi un an imprevizibil. Va fi un an imprevizibil din perspectiva geopolitică, confruntarea Federația Rusă, Uniunea Europeană, Statele Unite, va fi un fenomen de fundal care va determina inclusiv și implicarea Republicii Moldova în aceste procese. Pe de altă parte, revenirea la normalitate, stabilizarea finanțelor publice va crea și trendul, tendința de
revenirea economiei pe ansamblu. Creșterea tradițională prognozată de 3,5% în anii anteriori, eu cred că este una fezabilă în 2017, dar evoluțiile vor depinde foarte mult de inclusiv și de factorul politic și de factorul politic intern și de capacitatea de reforma guvernamentală care a fost anunțată, dar și de capacitatea guvernului pe ansamblu de a lansa reforme. Pe final de an, deputații au adoptat în mare grabă legea privind reformarea sistemului de pensii. O lege contestată atât de societatea civilă cât și de experți sindicate, dar și de beneficiarii acesteia. În opinia autorilor, această lege are doar beneficii, afirmație combătute de experții din domeniu. În cadrul unei conferințe de presă, ministrul Muncii, Protecției Sociale și a Familiei Stella Grigoraș, experți, reprezentanții structurilor aferente, au ținut să vină cu clarități privind particularitățile noi reforma pensiilor. Ei au menționat că în urma reformării sistemului, mărimea pensiilor va crește pentru toți beneficiarii, datorită faptului că s-a introdus valorizarea venitului asigurat, ceea ce înseamnă ajustarea valorii banilor la momentul actual. Prin stabilirea acestor coeficienți de valorizare de la an la an, față de anul ultimul când se face calculul, noi aducem, actualizăm de fapt veniturile cele, le aducem la nivelul anului ieșirii la pensie cetățeanului. Reforma de pensii stabilește egalarea vârstei de pensionare de 63 de ani pentru bărbați și femei, dar și același stadiu de cotizare de 34 de ani. Această egalare sau ajustare va avea un caracter gradual. Majorarea vârstei de pensionare, vârstei standard de pensionare, începând cu 1 iulie 2017, cu 4 luni anual pentru bărbați și cu 6 luni anual pentru femei, astfel până la atingerea vârstei standard de pensionare de 63 de ani pentru bărbați și femei în anul 2028. O schimbare majoră va fi stabilirea unei pensii minime egale pentru cele două tipuri de contribuabili, lucrătorii sectorului agrar și lucrătorii în economia națională. Actualmente avem două pensii minime. Pentru lucrători din agricultură, ea reprezintă 847,71 lei. Pentru lucrători din economie națională, 948,84 lei. De acum înainte, toată lumea va primi o pensie minimă care va fi egală cu venitul lunar minim garantat de stat, care se stabilește prin lege și care se indexează anual, ceea ce este un lucru foarte bun. Ceea ce înseamnă că la momentul actual, prin această schimbare, un număr de mai mult de 42.000 de persoane care activează în sectorul agrar vor beneficia de o pensie mărită cu cel puțin 116 lei doar prin egalarea la venitul lunar minim garantat de stat. Totodată, o altă modificare presupune acordarea pensiei anticipate pentru limita de vârstă cu cel mult 3 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, de 63 de ani. Începând cu 1 ianuarie 2017, Centrul Național de Asigurări Sociale va fi unica instituție de stat care va stabili și va achita pensiile. Luând în considerație recomandările Curții de Conturi, pentru că vrem să avem un sistem transparent, un sistem unic, și o instituție unică care să calculeze pensiile pentru toate categoriile de contribuabili. Proiectul de lege privind reformarea pensiilor a fost votat în lectură finală în Parlament la data de 16 decembrie. În opinia lui Roman Chirca, această reformă a sistemului de pensionare nu este decât o ajustare la realitățile de criză în care se află Republica Moldova. Pentru că numărul de persoane beneficiari de pensii este net mai mare decât numărul de persoane care lucrează și generează plăți pentru acest fond, eu cred că este o ajustare la realitățile de criză în care trăiește Republica Moldova. Eu cred că, pe de altă parte, eu cred că dacă s-ar găsi mecanisme și surse suplimentare, acestea ar putea fi prin remitențe, fie prin taxarea anumitor tranzacții de schimb valutar sau identificarea altor surse care pot sau sunt conexe unei activități de muncă în afara vizorului statului, eu cred că am fi avut posibilitatea să impulsionăm și să dezvoltăm inclusiv și piața hârtiilor de valoare.
inclusiv și să creăm premize pentru apariții de fonduri de pensii private, care la moment este o imposibilitate datorită existenței infrastructurii financiare necesare. Dar asta nu înseamnă reforma de pensii. Deci o abordare mult mai complexă, mult mai sistemică. Ceea ce s-a întâmplat este a fost doar ajustări la mărimi de plata pensiilor și la mărimea de vârstă. Este doar o mică componentă dintr-un proces care ar trebui să fie mult mai complex. Încă un subiect ce a provocat critici dure nu numai în societate, dar a stârnit reacții negative și din partea partenerilor de dezvoltare a Republicii Moldova este legea privind liberalizarea capitalului și amnistia fiscală. E vorba de poate 8-10%, 8-10% din populație care ar putea fi interesată să-și legalizeze, pentru că toți ceilalți, 90%, sunt oameni care muncesc, au salariu, au activități și active înscrise pe nume propriu și nu au necesitate de a se legaliza, ei sunt legali. Un alt expert economic conchide că această lege vine să păstreze anonimatul persoanelor care și-au agonisit averi în mod ilegal, ori dacă își vor divulga numele, va fi lesne de demonstrat implicarea lor în fraudele masive din țara noastră. Există foarte multe situații când oamenii au intrat în posesie frauduloase de acțiuni la diferite întreprinderi. Au pus mâna pe diferite terenuri. Au luat și au fraudat anumite acte pentru a intra în posesie de documente. Ceea ce a dus la ceea ce se numește fenomenul proprietății anonime pe care îl avem în Republica Moldova. Ceea ce duce ca acești oameni să aibă un interes excesiv față de politică, nu doar pentru agonisirea proprietăților, dar menținere și păstrarea acestor proprietăți. Și la Kiev în luna septembrie a apărut o inițiativă de acest gen, doar că partenerii de dezvoltare în cel mai rapid timp au înnăbușit-o. Experții sunt de părere că și la noi este necesară intervenția partenerilor externi de dezvoltare, în condițiile care economia Republicii Moldova este strict dependentă de finanțările externe. În condițiile în care misiunea Fondului Monetar și șefa acestei misiuni este la Chișinău în perioada 29 noiembrie, 2 decembrie, se poartă discuții numai nu pe subiectul respectiv, deși proiectul dat este înregistrat în Parlament cu data de 1 decembrie, ceea ce înseamnă că ideea și lucrarea s-a făcut până la asta, deci fondul este ținut departe de subiect. Apropo, 4 ONG-uri din România au cerut președintelui Iohannis și principalelor partide parlamentare să blocheze împrumuturile de sprijin bugetar pentru Moldova dacă Parlamentul de la Chișinău va aproba și în a doua lectură legea privind amnistia fiscală. Proiectul de lege prevede eliberarea de orice răspundere a persoanelor care nu și-au declarat proprietățile, în schimbul declarării acestora până la 15 aprilie 2017 și plății în favoarea statului a 2% din valoarea averii nedeclarate. Proiectul a fost votat în prima lectură vineri, la 16 decembrie. La sfârșit de an, de obicei, se fac totalurile și se trasează obiective pentru anul care vine. Să vedem în continuare cum își apreciază aleșii poporului activitatea pe parcursul anului. I-am rugat pe reprezentanții tuturor fracțiunilor să facă bilanțul succeselor, dar și al nereușitelor anului politic 2016. Mihai Ghimpu, liderul PR, spune că 2016 a fost un an al realizărilor vizibile, mai ales prin faptul că guvernarea a reușit să câștige aprecierile partenerilor europeni de dezvoltare. Chiar dacă inițial acest an a început cu greutăți, sfârșitul este unul bun și chiar însoțit de unele succese, în opinia deputatului. Comparând situația de astăzi cu cea de la sfârșitul 2015, după furtul miliardului și începutul anului 2016, când intrau pe fereastră, formau ușa la Parlament, astăzi sigur că este o situație mult mai bună. Am îndeplinit caietul de sarci, ceea ce ne-am asumat în fața partenerilor europeni, 90% ceva, adică aproape 100%. Am auzit cuvinte de apreciere, să nu spun laudă. Ghimpu se așteaptă la mici războaie politice cu președintele Igor Dodon în noul an, dar speră că acestea nu vor afecta stabilitatea politică. Își va încerca să încurce ca majoritatea să continue să muncească, dar noi ne cunoaștem atribuțiile, puterea oricum e în Parlament și în Guvern. Cum era și de așteptat, liderul PCRM Vladimir Voronin consideră că în 2016 viața politică a mers pe un făgaș greșit, iar liderii politici au fost prea concentrați pentru a stăpâni puterea decât a apăra interesele cetățenilor. Un an foarte instabil, cu zguduitori, cu demisii, cu
diferite situații, chiar și în interiorul multor partide. Cum nu o să fugă deputații ca iepuri prin Parlament dintr-o fracțiune în alta? În orice caz, acest an politic nu se finalizează cu nimic pozitiv. Și asta este cel mai urât rezultat al anului acesta. Întrebat cum apreciază activitatea parlamentară, Voroni nu prea și-a lăudat colegii și aceasta nu pe motiv că s-ar afla în opoziție, ne spune liderul comunist, ci din punctul de vedere al unui simplu cetățean. Sunt legi care nu afectează pe nimeni și nu dau niciun folos nimănui. Și acele legi, în majoritatea cazurilor, se dezbat și se votează maică unanim. Dar legile, cum pot eu să vorbesc despre pozitiv, despre altceva? Ce înseamnă pozitiv? Legile despre majorarea vârstei de pensionare în situația când coșul minimum astăzi și comparativ cu pensia nu asigură nici 30% din pensia care el primește, nu ajunge pentru acest coș minim. Și deputatul socialist Vlad Bătrânce afirmă că nu am avut parte de cel mai productiv an în ceea ce privește activitatea politică, pentru că în mare parte așteptările cetățenilor nu au fost satisfăcute. Cum de apreciat atunci când e criza financiară profundă, atunci când oamenii așa și nu au aflat cine a furat miliarde, atunci când crește tarife, atunci când crește vârsta de pensionare, atunci când oamenii sunt tot mai aproape de incapacitate financiară de a trăi în Republica Moldova, bineînțeles, situația este foarte complicată, gravă chiar, și înțelegem foarte bine că guvernarea nu poate să propună soluții reale pentru îmbunătățirea condițiilor de trai, nivelul de viață a cetățenilor. Democratul Dumitru Deacov susține că în sfârșit avem parte de stabilitate politică, iar între partidele din coaliția de la guvernare există mai multă înțelegere. Pentru prima dată, cred că din 2009 încoace, noi intrăm în nou an cu un buget adoptat. Rodul muncii Parlamentului este, în primul rând, baza legislativă pentru activitatea guvernului și din punctul ăsta de vedere eu cred că practic au fost realizate. Deacov spune că pășește în 2017 cu mai mult optimism pentru că s-au pus baze solide care vor da roade. Pe locuri ne-a creat și niște probleme, că unele proiecte au fost votate foarte repede, nu s-a pătruns adânc în esența unor dintre însele, dar avem speranță că în 2017, dacă vor exista careva mici devieri, ele vor fi eliminate. Pe de altă parte, deputatul liberal-democrat Tudor Deliu se arată suspicios față de roadele ce urmează a fi culese în 2017. Viitorul an poate să aducă din start unele modificări esențiale. Eu niciodată nu am acceptat statisticile numerice, fiindcă aici se vine că pe parcursul anului s-au adoptat atâtea legi, atâtea proiecte au fost înaintate. Nu aceasta preocupă cetățeanul Republicii Moldova. Legi pot fi adoptate mii, însă care este efectul lor asupra nivelului de trai a cetățeanului, fiindcă noi trebuie să vorbim aici despre controlul parlamentar, despre implementarea acestor legi. Dacă s-au gândit sau nu deputații la popor atunci când au votat în grabă legi importante, vom trăi și vom vedea. Pe plan internațional, anul 2016 a fost marcat de numeroase atacuri teroriste, atentate cu bombe și mașini capcane, dar și accidente aviatice. Cele mai multe s-au produs în Turcia, Franța, Belgia. La fel, anul 2016 va rămâne în istorie drept anul Brexitului din Marea Britanie, dar și schimbarea la fața a Statelor Unite ale Americii. Să urmărim în continuare un sumar video al celor mai tare evenimente din lume petrecute în anul 2016. Thank you.
Anul 2016 pentru postul nostru de televiziune a fost unul deosebit, deoarece TVC21 în acest an a marcat 20 de ani de emisie. În acești ani ne-am propus să reflectăm realitatea în mod obiectiv și echidistant, să spunem lucrurilor pe nume și să nu ocolim adevărul. Am parcurs treaptă cu treaptă pentru a deveni ceea ce suntem astăzi. Cea care în fiecare zi intră la ora 15 în casele dumneavoastră cu cele mai noi știri este Marina Nani, domnișoara ce a debutat în calitate de prezentatoare la postul nostru. Cea mai tânără prezentatoare din echipa noastră a venit cu un mesaj de felicitare cu ocazia aniversării postului TVC21. În 20 de ani de activitate, TVC21 a reușit să-și păstreze imparțialitatea politică și obiectivitatea în evenimentele relatate. Postul nostru de televiziune va duce cele mai sincere mulțumiri pentru audiență. La mulți ani, TVC21! Principalul buletin de știri al zilei îl prezintă în fiecare seară cunoscuta prezentatoare Natalia Catan, pe care am surprins-o cu câteva minute înainte de a intra în emisie directă. De 20 de ani, TVC21 este alături de dumneavoastră. V-a adus atât bucurie cât și emoții. V-a informat ce a fost alături de dumneavoastră în momentele când ați cerut ajutorul. Echipa postului de televiziune vă mulțumește pentru fidelitate și vă spune că există datorită dumneavoastră. Buletinele informative sunt rodul muncii de echipă. Cei care se află în mezul evenimentelor sunt reporterii. Însoțiți de cameramani cu microfonul TVC21 în mâini, reporterii aleargă de zor pentru a vă aduce cele mai actuale știri într-un timp cât mai scurt. Astăzi este o zi hotărătoare pentru țara noastră. Chișinăul marchează 580 de ani de la prima atestare documentară. Astăzi creștinii ortodoxi îl sărbătoresc pe Sfântul Arhanghel Mihail și Gavril. Cea care știe a descoase politicienii și arată o altă față a lor este moderatoarea emisiunii Important, Margareta Răducan. Margareta Răducan este una dintre puținii prezentatori care reușește să rămână la fel de naturală, firească și dezvoltă chiar și atunci când se conectează camerele în studio. Eu îmi doresc ca în continuare postul de televiziune TVC 21, așa cum a fost 20 de ani, să în continuare să aibă mulți telespectatori, să formeze opinii, să spună adevărul și să aibă mereu în preajma sa pe cei mai adevărați și devotați telespectatori. Îmi face o plăcere deosebită să fac parte din echipa TVC21 acum. Sunt de puțin timp în această echipă și țin mult la tot ceea ce facem noi. Serghei Mișin este prezentatorul care, timp de o oră, în fiecare seară de joi, în emisiunea Glavnoie, oferă telespectatorilor ocazia de a descoperi lumea juridică explicată pe înțelesul tuturor. Chiar înainte de emisiunea sa, prezentatorul a transmis un mesaj de felicitare pentru TVC21. Я хочу поздравить канал с этой замечательной датой 20-летия. По юридическим нормам это уже тот человек, который достиг полной права и дееспособности. То есть тот человек, который может выбирать себе профессию, может полноценно работать и жить. Канал за эти 20 лет доказал, что он имеет право на жизнь и что жизнь его протекает очень бурно, весело и интересно. Поздравляем с этой замечательной датой. Însă acestea nu sunt toate emisiunile difuzate la postul nostru de televiziune. Mai avem și un șir de programe difuzate săptămânal prin care încercăm să ne surprindem telespectatorii. Добрый вечер, дорогие друзья, телезрители. Программа «Вечерний разговор» с Сергеем Скрипником начинается. Мы тебя привели в одно местечко, где тебе все очень понравится. У нас передача не политическая, а мы изучаем духовный мир наших гостей. Когда я нахожусь в своем поле пшеницы, я чувствую себя свободным и счастливым. Dar echipa TVC21 nu se limitează aici, este și mai mare. Ceea ce vedeți la ecrane este și munca altor persoane care au îndrăgit televiziunea și se simt aici ca acasă. Produsul video derulat în emisie îl puteți vedea doar după ce trece prin mâinile și ochii atenți ai băieților din camera de montaj, iar responsabilitatea regizorilor este ca fiecare produs video să iasă la timp în emisie. În culisele TVC21, de fapt, lucrează o echipă mult mai mare, deși sunt mai modești și nu i-ați văzut în acest video, munca lor este la fel de importantă, iar forța de motivație care ne mișcă sunteți dumneavoastră, telespectatorii noștri.
Iată că am ajuns la sfârșit de sinteză și nu doar, am ajuns și la sfârșit de an, cu rezultatele pe care le-ați urmărit și care ne influențează pe fiecare dintre noi într-o măsură sau alta. Ne așteptăm în anul care vine la noi succese și realizări, care cu adevărat vor fi simțite pozitiv de poporul moldovenesc. Echipa TVC21 vă mulțumește pentru încă un an de fidelitate și vă urează la mulți ani. La revedere!